Podcastul lui Radu Prisăcaru. Episodul 20. Dezvoltare personală, frumusețe și sănătate. După pandemie sau în pandemie te-ai reinventat. Hai să trecem la partea a doua. Am înțeles că ai deschis un nou cabinet. Cum merge? Cum s-au pliat clienții vechi pe noua ta activitate? Este așa, dincolo de cuvinte. Practic, viața în partea de beauty acum este ori 1-1, ori online. Adică așa lucrez eu în momentul acesta. Cursurile de machiaj le fac 1-1, adică eu cu studentul, cursantul, și păstrez acea conectare cerebrală și acea conexiune magică de care îți spuneam. Partea de terapie, la fel, se lucrează doar 1-1 și este absolut spectaculoasă. E frumos și eu am avut așa o reticență la a veni în această zonă care până la urmă este o zonă mai puțin comercială, ca să spun așa. Este o zonă mult mai autentică, mult mai normală. Să vin cu niște terapii, de exemplu, de biolifting, de multireflexologie. Adică sunt curajoasă, trebuie să recunosc. Toată lumea spune că sunt super curajoasă să vin cu niște SF-uri până la urmă în această zonă, dar am descoperit că există câțiva oameni care și-au dorit și au vrut să existe aceste terapii în zonă, dar nu au avut acces la ele până acum. Și sunt puțini, dar sunt. Abonați-vă la acest canal, dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare. Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro.